Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu sunt Alex, iar astăzi vreau să vorbim puțin despre noua mașină pe care mi-am cumpărat-o și evident mi-am luat un supercar și anume un Lamborghini. Până să ajungem să vă prezint mașina, așa, vreau să discutăm puțin despre cum am reușit eu să-mi cumpăr această mașină și ce am făcut pentru această mașină, pentru că evident am făcut ceva pentru ea. Ca să înțelegeți esența acestui clip, vă rog să rămâneți până la final. De când eram copil mi-am dorit să am un supercar. Nu conta că era Lamborghini, că Ferrari, că Porsche. Ideea e să fie o mașină sport, o mașină frumoasă. Și evident, o mașină scumpă. Și iată că după mult citit, după multe cursuri cumpărate de la acești guru în criptomonede, în diverse investiții, iată că am reușit într-un final să-mi cumpăr un supercar. Haideți să vă prezint mașina. Aceasta este mașina, este din metal și a costat 6 lei. Ce vreau eu să arăt cu acest clip? Ei bine, de ceva timp și nu de ieri de azi a luat amploare chestia asta cu toți fac cursuri de cum să devin milionar în 29 de zile, în 40 de zile, în 2 săptămâni, ceea ce mie mi se pare cam imposibil. Ei bine, am ajuns să pun mâna pe un astfel de curs și ce am descoperit acolo? Acolo am descoperit fix nimic, exact cum auziți, pentru că erau efectiv niște informații luate de pe Google și puse într-un PDF și vândut fraierilor. Acum când ai totul gratuit pe Google, plus mai nou ai și ChatGPT pe care îl întrebi orice și îți răspunde, e de domeniul fantasticului, adică nu mai trebuie să investești bani în niște cursuri scrise de niște oameni care n-au niciun fel de experiență în spate, adică n-au nicio afacere relevantă, n-au nimic. Ei vin, dau din gură și pleacă și vă iau bani. Da, adică despre asta vreau să vorbim puțin astăzi, pentru că fenomenul ăsta cu investiții în cripto, în bursă, în acțiuni, în... Marea majoritate sunt țepe. Da, dacă vrei să faci ceva cu adevărat, adică să investești, să cumperi un pachet de acțiuni la o companie mare, te duci la bancă și îți cumperi. Nu pe internet cu tot felul de cine știe cine, de unde a apărut, să-i dai lui bani și ăla să-ți plece cu bani. Adică feriți-vă de chestia asta. Eu, de exemplu, pe TikTok mie mi-apar tot felul de pagini de astea cu investiții, cripto, drumul succesului, succesul banilor, cum să faci 1 milion de euro în mai puțin de 2 săptămâni. Păi, deci numai baliverne prostii. Am blocat toate paginile astea și tot îmi apar, nu știu de unde răsar așa, dar într-una îmi apar. Primesc și mail-uri cu chestia asta, nu știu de unde până unde. Și pe Facebook, și Educhivi, și Chifoi, și nu mai știu care cu fonduri europene care a dat țepe. Băi, deci numai chestii de astea, deci practic sunt spamat pe toate rețelele de socializare, pe mail, mai primești și câte un apel din când în când de la firme de astea, că nu doriți să investiți, că, mă rog, firme, între ghilimele, da? Nu vreau, doamnă, să investez, nu vreau. Da, ideea e că fenomenul ăsta a luat amploare și, cum am spus, nu de ieri de azi, pentru că e de ceva timp. Și foarte mulți oameni s-au trezit țepuiți. Am înțeles. Poți să dai țeapă unui copil care încă nu știe exact cu ce se mănâncă chestiile astea. Dar mă sperie vârsta asta de 40 plus care și-a luat țeapă. Și nu-s puțini, adică sunt foarte mulți. Adică cum poți să dai, nu știu, 100 de lei, 100 de euro pe niște cursuri crezând că dacă tu cumperi acele cursuri, gata, devii milionar. E total fals, adică n-ai cum, adică cât de naiv să fii. Adică dacă, uite, de exemplu, vrei să faci bani cu adevărat, pune pe hârtie
câteva idei, fă-ți un plan de afaceri, caută finanțări și dă-i drumul la treabă. Nu sta să cumperi cursuri de la temir cine și practic nu înveți nimic de acolo. Ai aruncat niște bani pe fereastră, ăla ți-a luat banii și cam atât. Adică tu practic ți-ai luat țeapă. Trebuie să înțelegeți că aceste cursuri care vă sunt vândute vouă ca să deveniți milionari, practic sunt niște vrăjeli pe care voi dați niște bani, da? Bani munciți. Așa că cel mai bine e să nu mai puneți botul la toate căcaturile astea de pe TikTok și la toți afaceriștii ăștia care habar n-au ce înseamnă o afacere, un business și așa mai departe. Și dacă vreți ceva relevant, întrebați oameni care se pricep cu adevărat și nu vă vând cursuri. Da? Bine, mai zicea un Chiuchifoi într-un timp că hai să te învăț în ce să investești 100.000 de euro. Ia Chifoi, învață-mă în ce să investesc 100.000 de euro. Și zicea el, nu știu ce business, nu știu ce investiții, nu știu, cripto obligatoriu, că fără cripto nu mai poți trăi, adică, da? Și zicea un Chiuchifoi că dacă ai 100.000, te învață el în ce să investești. Păi bă, eu dacă am 100.000 de euro, eu nu mă mai uit la tine, că dacă am făcut 100.000 de euro, știu în ce să investesc, adică nu mai am nevoie să mă uit la clipurile tale sau să citesc ție cursurile, da? Adică, da, dacă ești așa businessman, învață-mă cum să fac 100.000 de euro. Pentru că așa pot să zic și eu, bă, nene, ai 100.000, ia vino aici că îți zic ce afacere să-ți deschizi. Da, dacă tu ai făcut 100.000, cu siguranță nu te interesează ce am eu de zis, pentru că tu ți-ai făcut partea, eu nu vin cu nimic relevant din spate și atunci e degeaba ce zic eu. Doar că unii nu înțeleg chestia asta. Deci, trebuie să înțelegeți să nu mai cădeți în plasa acestor oameni de afaceri de carton de pe TikTok, să nu le mai cumpărați cursurile că practic vă luați țeapă și dacă vreți să faceți ceva cu adevărat, întrebați oameni care se pricep cu adevărat. Nu Pokémon de ăștia de pe TikTok care dau din gură și vă vând cursuri, că bani fac doar ei vânzând cursuri, voi nu o să faceți niciodată, pentru că în cursurile alea nu o să găsiți nimic relevant și nimic, nu o să găsiți nimic care să fie contra cost, adică tot ce scrie în cursurile alea, dați un search pe Google și găsiți. Nu găsiți pe Google, întrebați inteligența artificială pentru că o să vă răspundă, da? Cam asta ar fi, dacă v-a plăcut mașina mea, în primul rând, pentru că am alergat ceva după mașina asta. Adică e o mașină pe care mi-am dorit-o de când eram copil. Și chiar când eram copil în colecția mea de mașinuțe, n-am avut un Lamborghini. Și e și portocaliu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un pumn butonului de like și până data viitoare aveți grijă de voi.